Patricia Tomiț, fata cu chitara de la România au talent, sezonul 12. Andy Moisescu și Dragoș Bucur au fost fascinați de interpretarea concurentei de la România au talent 2022. Patricia Tomiț are 19 ani și vine din Sibiu. Tatăl concurentei de la România au talent, sezonul 12, este cântăreț de muzică folk, altfel putem spune că Patricia a moștenit talentul muzical. Patricia Tomiț s-a prezentat la România au talent cu chitara și cu vocea, iar i-a impresionat pe cei patru jurați, Dragoș Bucur, Andy Moisescu, Mihai Bobonete și Andra. Pe tot parcursul interpretării sale de la România au talent, sezonul 12, Patricia Tomiț a fost apreciată de membrii de la masa juriului. Patricia Tomiț a primit 4 de la România au talent, sezonul 12, astfel a trecut în etapa următoare a concursului de talente. Mi-a plăcut felul în care tu reușești să spui o poveste prin felul în care cânți. Te joci cu vocea într-un mod foarte personal. Mi-a plăcut, virgulă, a spus Mihai Bobonete. Andra nu a fost mulțumită pe deplin de prima piesă cântată de Patricia Tomiț la România au talent, așa că a mai pus-o pe aceasta să interpreteze un refren din altă melodie. Mie-mi pare foarte rău să-ți zic, mi-a plăcut cum ai cântat, dar nu mi-au plăcut frânele alea, pe care nu le-am înțeles pentru că nu au fost unde trebuie. Mă înțelegi pentru că faci muzică și tatăl tău la fel. Pe mine m-a atins sensibilitatea cu care ai cântat a doua piesă, așa că de la mine ai un da, virgulă, a spus Andra. A fost un moment foarte frumos. Bravo, felicitări! Părerea mea despre frâne e că nu au legătură cu muzica, ci cu felul în care ea povestește muzica, virgulă, a spus Dragoș Bucur.